Vă salutăm de la 2291 de metri altitudine. Să știți că este o provocare și pentru noi să facem transmisiuni din locuri inedite, de pe munte sau de pe mare, din locuri greu accesibile, însă meritul faptului că ne vedeți și ne auziți în aceste momente în direct de la Crucea de pe Caiman este al colegilor mei care în ultimele zile au adus aici pe munte extrem de mult echipament tehnic pentru a realiza această transmisiune. Ce se întâmplă astăzi aici? Ei bine, suntem în an centenar și în an centenar merită să sărbătorim toate momentele istorice importante ale României, iar Crucea de pe Caraiman are legătură cu o parte din istoria noastră. Am primit ieri această cruce, Crucea Eroilor Neamului, 90 de ani de la momentul inaugurării și a fost ridicată pentru a cinsti memoria eroilor căzuți la datorie în primul război mondial. Nu au fost deloc puțini, au fost aproape 300.000 de soldați care și-au pierdut viața. A fost ridicată între 1926 și 1928 din dorința reginei Maria și a regelui Ferdinand. Din păcate însă regele Ferdinand nu a mai participat la inaugurare pentru că s-a stins cu un an înainte, în 1927, însă de aproape 100 de ani, mai exact de 90 de ani, această cruce veghează de aici toată Valea Prahovei și poate fi văzută de oricine care ajunge aici. Sunt manifestări militare și religioase dedicate împlinirii celor 90 de ani de la inaugurarea crucii. Ați văzut mai devreme intonarea imnului național, a sosit și ministrul apărării Mihai Fifor, sunt prezenți și majestatea sa Margareta și alteța sa regală principele Radu, mai mulți reprezentanți ai autorităților locale, oameni de cultură și bineînțeles oameni simpli, oameni care au venit să asiste la aceste momente. Am întâlnit însă și români veniți de peste graniță, veniți din străinătate, care vor să participe și ei la evenimente dedicate centenarului Marii Uniri. Ce se va întâmpla în continuare aici? Ei bine, vor fi mai multe momente. Vor fi prezentate aspecte legate de istoria acestui monument, după care va fi oficiat un serviciu religios. Ulterior vor fi depuse coroane de flori la baza monumentului, vor fi și cântece patriotice interpretate la nai de, chiar de maestrul naiului Nicolae Voiculescu, cel care în acest an este ambasador al centenarului, iar la final retragerea cu cântec a militarilor gărzii de onoare, gardă de onoare formată din militari și, ca să nu greșesc, aș vrea să citesc, ai Batalionului 21, vânător de munte, general Leonard Mociulski. Crucea de pe Caraiman este însă în reparații, a intrat în acest an în reparații, reparații care vor fi finalizate în 2020. Costurile totale ale lucrărilor se ridică la 19 milioane de lei.